primarul Municipiului Județul Bacău, conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului 1957/2019, privind codul administrativ, dispune articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Cluj în ședință publică ordinară în data de 28 iunie 2021, ore 12, la sediul Comunului Cultural Cluj. 2. Proiectul ordin de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2021 al Comunei Buci, inițiator primarul comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului OAT Buci în adunarea generală acționarului OASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, inițiator primarul comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Supervizare Bacău, inițiator primarul comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de și cuantumului bursuri școlare acordate elevilor care frecventează cursul la școală gimnazială Comuna Bucium pentru semestrul 2, anul școlar 2020-2021, inițiator primarul comunii. 6. Proiectul de hotărâre de establerea mandatului pentru delegatul reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Bucium pentru ședințele Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și pentru ședința Adunării Generale a Acționarului SCE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, 06-2021, inițiator primarul comunii. 7. Diverse. Ședința fiind începută, supunem la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este de acord? Mulțumesc. Sunt abțineri. Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este de acord? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 1 al ordinei de zi prin ședința de astăzi. Vă rog, domnul Cosman. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, doamnă și domnul consilier, de solicitarea transmisă pe adresa de e-mail al primăriei Comunei Bucium în data de 8.04.2021 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, se comunică faptul că în anul 2021, cuantumul cotizației către ADIP, a membrilor asociației, este diferențiat de cel aprobat în anul 2020, se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu în acest sens. După funcția anual, este analizat un astfel de subiect, întrucât OAT Bucium este membru fondator al ADIM și în conformitate cu prevederile statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, suntem obligați la plata unei cotizații anuale pentru asigurarea funcționării asociației și pentru realizarea unor investiții. În ceea ce privește cotizația la care Comuna Bucium este obligată, cuantumul acestei este de 1000 de lei, acest cuantum fiind stabilit prin hotărârea AGA ADIM numărul 2 din 26 martie 2021. Pentru că facem parte din categoria comună fără investiție în infrastructură de apă și canalizare, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnule consilieri, să-l aprobați în forma prezentată. Doamna președinte. Mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei Economice pentru a prezenta. Comisia este de acord cu proiectul propus. Dacă sunteți de acord cu ceea ce s-a studiat în comisie și cu acest punct al ordinii de zi, vă rog să votăm. Cine este pentru? Da? Abțineri? Dacă sunt înscrieri la cuvânt, mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 2 al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2021 al Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 al anului 2021 al Comunei Bucium și privesc două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire au fost întocmite câte o anexă ce cuprinde sumele care au fost stabilite ca plan în trimestrul 1 anul 2021 și sumele respectiv procentele încasate la sfârșitul acestui trimestru. În analiza celor două anexe s-a constatat că în ceea ce privește venitul la bugetul local, în trimestrul 1 au fost unele diferențe mai mari, au fost unele diferențe mai mari de 10% între plan și procentul de încasare, la următoarele categorii de impozite și taxe. 1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume alocate pentru echilibrare și sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, încasat 0.
2. Impozite și taxe pe proprietate, impozite pe teren încasat 62% și alte impozite și taxe încasat 25%. Sume defalcate din TVA, sume din TVA cheltuieli de descentralizatoare încasat 66%. Venituri din prestări servicii încasat 36,75%. Amenzi, penalități și confiscări încasat 60%, respectiv din alte asemenea încasat 52%. Aceste categorii de venituri nu sunt influențate de activitatea instituției, ci depind fie de transmiterea dreptului de proprietate a persoanelor fizice și juridice către alte persoane, de solicitări de eliberare de adeverințe, certificate, alte documente, ori procese verbale de amendă, confiscare, întocmite de organe juridice în alte cazuri decât cele de la codul anterior, precum și de nealocarea de la instituțiile centrale sau județene a sumelor preconizate inițial a se aloca. În ceea ce privește cheltuielile efectuate în primul trimestru al anului 2021 din analiza coloanei 6, din anexa la proiectul de hotărâre, se poate constata că nu au fost efectuate cheltuieli care se excedă veniturile, ba mai mult, acestea au fost ponderate, raportat la cuantumul veniturilor. S-a mai constatat și că totalul veniturilor și cheltuielilor prevăzute în planul trimestrial de 1.081.000 lei, veniturile au totalizat un procent de 97%, în timp ce cheltuielile au totalizat un procent de 62%. Din analiza pe total al sumelor încasate în trimestrul 2021, a rezultat un excedent bugetar de 387,78 mii lei pentru secțiunea de funcționare. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, majoritatea indicatorilor au fost determinați și influențați de încasările provenite de la alte organe și instituții publice centrale pentru proiecte aflate în curs de derulare sau care urmează a fi derulate în cursul anului 2021. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Bucium de trimestrul 1, anul 2021 și având în vedere aceste expuneri, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Vă rog Comisia Economică să vă expuneți părerea și concluzia. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia a analizat și se ia acord cu proiectul propus. Dacă sunt comentarii și aveți și alte opinii, vă rog să luați cuvântul. Felicităm. Nu? Mulțumim. Supun la vot ordinea, acest punct. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnul primar, punctul 3 al ordinii de zi, dacă ne-l prezentați. Referat de motivare privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului OAT Bucim în adunarea generală al acționarilor SC, Compania Regională de Apă, Bacău, ESA. Doamne și domnule consilier, urmarea adresei numărul 397 din 21.05.2021, înregistrată la instituția noastră, la numărul 2117 din 26.05.2021, dar și de avalidare noului Consiliu Local, respectiv alegerea viceprimarului comunei, am înțeles prezentul proiect de hotărâre prin care am propus desemnarea domnului viceprimar Mihalache Ion, în calitate de reprezentant al Comunei Bucium, în adunarea generală a acționarilor la CRAB, ESA, unde suntem membri fondatori încă de la constituirea ADIP. Vă informez că în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 30.06.2010 s-a aprobat actul constitutiv al CRAB, ESA Bacău, iar Comuna Bucium a avut ca reprezentat în adunarea generală acționarul pe domnul viceprimar de la acea vreme. Ulterior, prin hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 29.11.2012, ca urmare a modificărilor în structura Consiliului Local, a fost desemnat domnul viceprimar Mihalache Ion. Înainte de alegeri local din 1 septembrie 2020, prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 30.01.2020, a fost desemnat ca reprezentant legal tot domnul Mihalache Ion și datorită faptului că acesta este viceprimar al Comunei, revin cu propunerea ca pe perioada mandatului 2020-2024 să își mențină această calitate în AGA la CRAB. Având în vedere cele expuse, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumim, doamna președintă a Comisiei Juridice, vă rog să ne expuneți punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc. Concluzia finală, membrii Comisiei Juridice au fost de acord ca domnul viceprimar Mihalache Ion să fie reprezentantul central al Comunei Bucium în adunarea generală a acționarilor la CRAB ESA, unde sunt membrii fondatori încă de la constituirea de. Mulțumesc și eu. În această situație supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnule primar, ne expune următorul punct al ordinii de zi, adică punctul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Doamnă, domnul consilier, Asociația de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare, Bacău, are ca scop înființare și organizare, reglementare, finanțare, exploatare, monitorizare și gestionare în comun al serviciului de salubrizare pe raza de competență al unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun al unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz al sistemului de utilități publice aferente serviciului de bază a strategiei de dezvoltare a acesteia. Conform hotărârii numărul 12 din 22/12/2020, adunarea generală a asociației din cadrul ADIS, Bacău s-a stabilit cuantum cotizației anuale la patrimoniul asociației aferente anul 2020, după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1 milion lei, pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 100 și 200 de mii locuitori, 600 de mii lei, pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 25 de mii și 50 de mii de locuitori, 80 de mii de lei, pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 18.000 și 25.000 locuitori măinești și românești, 40.000 lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 10.000 și 18.000 locuitori, Bocoșul, 35.000 lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 3.000 și 10.000 locuitori, Slănic, Moldova, 10.000 lei. Pentru comune cu populație sub 3.000 locuitori, 3.000 de lei. Pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 lei. Pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei. Pentru comune cu populația peste 10.000 locuitori, 7.000 lei. Mai fac precizarea că OATEA Buciuc se încadrează în categoria comunelor cu populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, fiind obligată la plata unei cotizații în cuantum de 5.000 lei, la fel ca în anul precedent. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Buciuc în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitare a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16 alineatul 3 literat din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubrizare Bacău. Doamna președintă, mulțumesc. Proiectul de hotărâre fiind discutat în cadrul comisiei juridice, așteptăm rezultatul de la doamna președintă. La noi, comisia a aprobat favorabil proiectul inițial. Mulțumim. Sunt alte păreri? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnule primar, în prezentat punctul 5 al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul bursului școlare acordate elevilor care frecventează cursurile la școala gimnazială Comuna Buciuc pentru semestrul 2, anul școlar 2020-2021. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Buciuc se referă la aprobarea numărului și cuantumului bursului școlare pe tipuri, așa cum este prevăzut de lege, dar și ca urmare a repartizării sumelor cu această destinație de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin decizia numărul 150 din 31.03.2021, care a stat la baza aprobării în bugetul local pentru anul 2021. Ca urmare a adresei numărul 826 din 16.06.2021, transmisă de Școala Gimnazială Comuna Buciuc, Consiliul de Administrație a venit cu propunerea de stabilirea cuantumului bursului pe fiecare categorie cu încadrare în sume repartizate după cum urmează. Bursă de merit, 130 de lei. Bursă de studiu, 100 de lei. Bursă de ajutor social, 100 de lei. Numărul acestei burse fiind stabilit de Inspectoratul Școlar Bacău, respectiv 4 burse de merit, 6 burse de studiu și 35 burse de ajutor social. Acordarea numerală a burselor către drept este atribuția Consiliului de Administrație ale școlii. Având în vedere reprezentate, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre pe hotărâre prezentat. Doamna președintă. Mulțumim. Doamna președinta Comisiei Juridice, vă rog. Membrii Comisiei au studiat proiectul și au aprobat favorabil numărul și cuantumul burselor școlare pe tipuri, așa cum este prevăzută legea. Presupunem că toată lumea este de acord. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Mulțumim. Trecem la diverse. Nu. Avem un punct? Da. 5. Păi, a fost 5, nu? Mai este un punct referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului pentru delegatul reprezentant legal al unității administrative teritoriale Comuna Buciuc pentru ședința adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și pentru ședința adunării generale al acționarei ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA din 28.06.2021.
Nu vă mai dau citire cu mai multe articole de lege aici. Dacă l-am desemnat pe domnul viceprimar Nicolae Ion la praf, îl desemnăm și în ANA. Doamna președinte, absolut. Dacă ați citit, n-are da. Niciun rost să vă dau toate... Sigur. Doamna președinte, vă rog. Care... Comisia a fost de acord cu proiectul. Obținem și un vot pentru. Cine este pentru? Mulțumim. Mulțumim. Acum putem trece la diverse. Și acum, dacă sunt diverse, vă ascult cu mare drag. Dacă nu sunt, doamna președinte, putem închide ședința, da? Mulțumim pentru participare. Să ne revedem sănătoși luna viitoare.